Chimvalul mofturos. Dragi prieteni, vă mulțumesc că sunteți pe canalul meu de YouTube și vă invit să vă abonați ca să ascultați primii următoare poveste. Pe străzile marelui oraș, oamenii mai totdeauna se grăbeau, iar mașinile mergeau cu o mare viteză. Dar în tot acest peisaj de repeziciune, se ivi un camion care mergea neobișnuit de încet. Maica se oprea când ajungea la vreo fisură în asfalt și era neobișnuit de atent acel șofer. Prea atent, se puteau gândi trecătorii. Dar cei mai deranjați de viteza lui, desigur, erau ceilalți șoferi din trafic care se grăbeau foarte tare. Dar, dacă priveai atent acel camion, puteai să înțelegi ușor de ce nu se grăbește. Vă spun eu, transporta obiecte fragile și anume instrumente muzicale pentru noul magazin care fusese amenajat în încăperea vechiului restaurant. Fiecare dintre instrumente prefera să fie transportat în husă sau case pentru a fi protejat de praf și deteriorare din cauza săltărilor. În acel camion însă, nu toți au avut parte de așa tratament de lux. Într-o cutie se auzea un chimval care zongănea din greu a nemulțumire. Ce fel de tratament este acesta? Cum poate fi numită această călătorie mizerabilă? Transportarea instrumentelor de lux. Mi-am zgâriat mărginuțele dragi de această cutie veche. Ce ofensă pentru un instrument important ca mine! Știți, copii, chimvalul este un instrument de percuție, căruia în prezent îi se spune cinele, la plural, pentru că este format din două tăblițe rotunde, care, lovite una de alta, produc un sunet. Cu cât chimvalul este mai mare, cu atât sunetul pe care îl scoate este mai mic. Chimvalele pot fi folosite pentru dramatism și emoție, pentru a accentua ritmul sau pentru a crea efecte sonore delicate. Dar chimvalul nostru mufturos nu producea sunete plăcute. Dimpotrivă, deranja toate instrumentele vecine. Ajunși la magazinul cu pricina, instrumentele au așteptat cu răbdare să fie luate pe rând și duse în noua lor casă, pentru a fi aranjate în ordine, acordate și îngrijite de meșter. Unul singur era nemulțumit de toată situația, chimvalul. Ia uite cum m-a apucat! Mai atent, domnule! Cine v-a instruit pentru această muncă? Nu știți cât sunt de delicat și că trebuie să vă purtați mai atent cu mine? Ce nesuferit! Este o mare pedeapsă toată această mutare, mai ales pentru mine, cu metalul meu fin și unic. Viorele și pianul mai nu au pufnit în râs, dar, pentru că nu aveai cu cine vorbi, au rămas rezervați într-o parte, îndurând cu greu gemetele instrumentului gălăgios care tăia la urechi. În sfârșit, toate au fost depozitate în sala mare a magazinului și fiecare instrument studia atent locul în care au ajuns. Chitarele îi scuturau strunele de praf, viorile la fel, iar pianul verifica dacă pedala era funcțională. Toate ele au fost aduse dintr-un vechi conac care a cunoscut multe seri de petrecere, dar deja de mulți ani nimeni nu mai folosise instrumentele muzicale, pentru că proprietarul, un dirijor cunoscut și colecționar de instrumente, îmbătrânise și nu mai veneau trupe în turnee pe la casa lui. Și, într-o zi, după multe gânduri și planuri, domnul dirijor hotărâ că ar fi mai bine să dea instrumentele spre folosință mai departe. Le dona unui meșter din marele oraș pentru a fi reparate, acordate și vândute celor care aveau nevoie de ele. Fiecare instrument avea o valoare inestimabilă, pentru că la ele cântaseră cei mai renumiți muzicieni ai țării și erau confecționate din materiale extrem de scumpe. Sunetul pe care îl scotea fiecare în mâinile unui muzician priceput era o adevărată simfonie.
În curând, după ce a plecat șoferul camionului și hamalul, în camera în care se așternu liniștea, se auzi un sunet strident. Da, era chimvarul, iarăși deranjat de ceva. De ce am fost pus într-o poziție atât de nepotrivită și de ce locul de la geam este întotdeauna ocupat de vioare și nai? Violoncelul, mai timid, răbufni. Pentru că nu noi hotărâm unde să stăm, ci meșterul sau cel care ne transportă. De ce ai avea o pretenție de acest fel, chimvalule? De dimineață doar sunetul tău se aude peste tot. Este cam deranjant. Ce tot vorbești, grăsanule? Eu sunt unul dintre cele mai nobile instrumente și unul care își are rădăcinile departe în vechime. Ha! Și tu când ai apărut, băț cu patru strune și cu o burtă nemaipomenit de mare? Violoncelul nu a mai răspuns nimic chimvalului obraznic, dar furănit de cuvintele și sunetele stridente ale instrumentului de percuție. Se auzi ușa și instrumentele văzură un bărbat de statură medie, cu părul alb la tâmple, o privire blândă și pe umăr avea o geantă din piele cafenie. Avea și o bască pe cap. Intră, își lăsă în cuier paltonul și își puse șorțul în jurul gâtului și al brâului. Astăzi îl aștepta o zi grea. Trebuie să inspecteze toate instrumentele ce au fost livrate de la conac și să le acordeze pe cele care scoteau sunete nepotrivite. Trecu pe lângă fiecare și le analiză cu o privire încântată. Dar nu se apucă de treabă imediat, ci la masa lui de lucru deschise Biblia și citi mai întâi un psalm. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel sfânt! Lăudați-l în întinderea cerului, unde se arată puterea lui! Lăudați-l pentru isprăvile lui cele mari! Lăudați-l pentru mărimea lui nemărginită! Lăudați-l cu sunet de trâmbiță, lăudați-l cu alăuta și harpa, lăudați-l cu timpani și cu jocuri, lăudați-l cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul, lăudați-l cu chimvale sunătoare, lăudați-l cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Psalmul 150. Chimvalul nu mai știa ce să facă de mândrie. Ia, vedeți? Numele meu a fost menționat de două ori. Ha, și al vostru niciodată. Iată și dovada că sunt unul dintre cele mai importante instrumente din câte au fost inventate vreodată. Înfumurarea și atitudinea chimvalului erau cu greu suportate de ceilalți colegi, dar nu aveau ei cum să-l schimbe. Dar, în timp ce se lăuda el cu istoria familiei lui, sunetul ce îl scotea a atras atenția meșterului, care se apropie și ridică instrumentul mândru. Ia, vedeți pe cine a luat meșterul în primul rând? Dar nici nu finisă bine fraza, că meșterul lovi bine discurile cinelelor și mândrul nostru amețise de lovitură. Meșterul repete procedura de câteva ori, cu putere, spre dezamăgirea chimvalului. Ce nu era bine? De ce era lovit atât de tare? Nu înțelegea. Meșterul a mers cu el în capătul camerei și îl puse pe un raft de deasupra mesei, de unde putea vedea întreaga sală cu instrumente. Toată ziua urmări chimvalul cum meșterul se apropia de fiecare instrument, de viori, de nai, de pian, de violoncel, de chitară, de fluierașe, saxofoane, flaute și le verifica, le acorda, le ștergea praful și le oferea un loc de cinste în vitrina magazinului. Chimvalul stătea mofturos, ca de obicei, și își bolborosea nemulțumirea. Ce? Eu sunt așa neînsemnat ca să fiu lăsat deoparte? Cum îndrăznește acest meșter să mă trateze astfel, în comparație cu toate aceste instrumente? Unde mi este respectul cuvenit? Spre seară, meșterul
obosit de la atâta muncă, se apropie de masa de lucru. Dădu ochii de chimval și îl coborâ de pe raft pentru a-l studia la lumina lămpii. De ce suni atât de neplăcut, chimvalule? Întrebă meșterul. Conform dimensiunilor tale și a materialului din care ai fost făcut, ar trebui să scoți niște sunete superbe, dar eu aud doar o zângăneală surdă. Care să fie problema? Păi care să fie? Am fost zgâriat și atins de atâtea instrumente, aruncat printre accesorii, fără husă, fără protecție și iată ce urât am ajuns să sun. Nu, nu asta este cauza. Nu instrumentele din jur au influențat sunetul tău, ci atitudinea ta. Spre exemplu, dacă o vioară nu mi-ar permite să o acordez și să-i ajustez strunele, nu ar mai ajunge niciodată potrivită pentru a interpreta o simfonie sau o sonată. Acest proces nu este tocmai plăcut, dar este necesar pentru sănătatea instrumentului. Cu tine, chimvalule, ce să fac? Ai fost creat să aduci bucurie și să însoțești sărbătorile cu veselie, medită bărbatul. Pe masa de lucru, Biblia era încă deschisă la psalmi, când meșterul răsfoi până la 1 Corinteni și citi: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Chimvalul tăcu dintr-o dată. Toate instrumentele priveau în direcția lui și îi stătu rușine. De ce? Fiindcă niciun instrument nu îi făcu vreun reproș, dar chimvalul înțelese că trăia cu o atitudine fără dragoste. El se umfla de mândrie, vorbea necuvincios și se credea cel mai important, cu toate că fusese creat pentru a lucra în echipă. Fusese creat pentru a completa frumoasele orchestre în zilele de sărbătoare sau pentru ocazii mai triste, dar era sigur că a avut cândva sunetul potrivit. Acum însă ajunse un deranj pentru cei care îl ascultau. Nu aducea armonie în echipa din care făcea parte și își dădu abia acum seama că toți îl evitau, chiar și tamburina, cu care era cel mai bun prieten. Și Toba la fel nu mai discutase cu el o vreme. Ajunse nesuferit de tot, dacă nimeni nu mai dorea să-l asculte. Cum poate oare să ajungă din nou util și plăcut pentru colegii săi, dar și pentru oamenii care îl vor asculta? Răspunsul era în mâinile meșterului. Trebuia să se lase prelucrat cu o soluție care mirosea straniu, dar care avea să îndepărteze patina, pelicula maro sau verde, care se așeza pe discurile sale de bronz. Meșterul luă chimvalul și îl șterse atent și meticulos. Și în 30 de minute, prietenul nostru, la început mofturos, acum scotea sunete de bucurie și era de nerecunoscut, pentru că meșterul a îndepărtat mândria, îngânfarea, nemulțumirea și aroganța și la suprafață se arătă strălucirea inițială a instrumentului de percuție. Meșterul se îndreptă spre vitrină și puse frumos chimvalul
în rând cu alte instrumente din familia lui. Chimvalul se întoarse spre tamburină și își ceru iertare că fusese atât de nesuferit ultima vreme. Și de la violoncel și-a cerut iertare că îl numise Grăsan și recunoscu că va învăța să se poarte cu dragoste și nu va mai zângăni aiurea. Instrumentele au fost încântate de schimbarea produsă și toate împreună au cântat ceva neasemuit de frumos, pentru că toate fusese acordate de meșterul cu mâini dibace, care le cunoștea atât de bine. Se lăsa seara, iar din vitrina magazinului de instrumente se vedea o priveliște splendidă. Luminate de zeci de beculețe, se vedeau rânduri de viori, chitări, tobe, naiuri și pian. Dar în mod deosebit strălucea chimvalul, care învăță în acea zi ce înseamnă să faci totul cu dragoste. Dragostea dă strălucire lucrurilor. Călătoria șoricelului. Într-un oraș mare și aglomerat, unde era multă învălmășeală și gălăgie, locuia șoricelul Samuel. Casa lui era amplasată sub un restaurant și se bucura mult de acest lucru. De când se ținea minte, întotdeauna găsea ceva de mâncare și nu ducea lipsă de hrană. Ieșea tiptil prin gaura casei lui modeste, urca atent marginea tomberonului și căuta vreo bucată de cașcaval, semințe de la vreo salată nefinisată sau susan de la pâine. Dar într-o toamnă, într-o zi friguroasă, ieși ca de obicei să ia micul dejun și fu uimit să vadă că tomberonul nu era la locul său. Locul era bine măturat și spălat, de parcă s-a pomenit într-un loc străin. Privi în jur și văzu vrăbiuțele surioare care ciripeau rapid una cu cealaltă. Cred că povesteau vreo noutate. Iată de cine avea nevoie Samuel. Înainte atent și întrebă vrăbiuțele ce stăteau pe tufișul din apropiere. Lina și Paulina, voi nu știți ce se întâmplă aici? Unde a dispărut tomberonul? Ați reușit să găsiți de mâncare azi? Cum? Tu nu știi? Ce să știu? Păi, restaurantul care ți-a servit drept locuință se închide și va fi transformat în magazin de instrumente muzicale. Și am aflat din ziarul local că vor face la subsol atelierul meșterului care face instrumente muzicale. Mă tem că pentru tine asta înseamnă o veste rea, zise Lina. Asta încă de ce? Întreba Samuel, fără să înțeleagă bine ceea ce tocmai auzise. Păi vei rămâne fără casă, ciripi revoltată Paulina, că șuricelul așa de greu prindea informația. Șuricelul clipi speriat când își dădu seama de noua realitate în care trăia. Stomacul lui Samuel chiorăie amenințător de tare și își dădu seama că era flămând, dar acum se gândea ce să facă mai departe. Vrăbiuțele l-au văzut atât de mâhnit și au zis: vrem să te ajutăm cu ce putem. Hai cu noi să te hrănim măcar. Avem o bătrânică care ne lasă întotdeauna firimituri pe o bucată de lemn. Măcar foamea o să ți-o potolești. Apoi vedem mai departe ce putem face. De foame nici capul nu gândește. Acele firimituri lui Samuel i s-au părut cele mai gustoase din lume și le mâncă atent, fără să scape ceva pe jos. S-a întors apoi la gaura care ducea spre casa lui, fosta lui casă, și își strânse lucrurile într-un geamantan micuț care avea pe el gravate două litere, A-T. Puse un degetar, un bob de grâu poleit cu aur și un mosorel cu ață. De unde le avea, nu știa, dar au fost întotdeauna cu el de când se ținea minte. Și-a pus pe cap o pălărie și a îmbrăcat paltonul care avea să-l păzească de frigul toamnei. Unde să o apuce, nu avea idee, dar zgomotele meșterilor deveneau din ce în ce mai deslușite
și era clar că într-o zi sau două avea să fie descoperit. Își aduse aminte toate lucrurile frumoase pe care le trăise în acest loc. Dar cel mai mult îi răsunau în minte niște cuvinte ciudate. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Proverbe 15:15. Cine îi spuse cuvintele nu pricepea, dar erau bine depozitate în mintea lui de copil. Cum să fie mulțumit în această situație nu-și imagina, dar era timpul să caute un adăpost, pentru că zilele de toamnă se scurtau, iar frigul pătrunde până la oase. Se gândi un pic și își aduse aminte de familia unui prieten de pe strada vecină, care se mutaseră cu traiul în satul Bunătății, iar ca să ajungă la el, trebuia să meargă la gara de trenuri și să urce în vagonul potrivit. Cu bagajul său, nu a fost atât de ușor să se strecoare neobservat pe ulițele orașului în timpul zilei, așa că a speriat vreo două bătrânele și a tras o sperietură zdravănă când un pisoi mai nu l-a prins când trecea printr-un cartier mai întunecos. Ajunsese afară la gară pe la amiază și Burtica îi dădea de știre că nu i-ar încurca o masă, dar ia-o de unde nu e. Trebuia să mulțumească pentru ce avea și se gândi că poate fi mulțumitor că era viu și nevătămat. De altceva nu mai avut idei. Urcă în trenul care avea inscripția satului Bunătății și se adăposti sub un scaun, mai dosit, ca să nu fie văzut de oameni, căci toți, unul ca unul, oamenii începeau a țipa și a chiui când vedeau un șoarece întreagăt. Fu atent când se anunță stația necesară și trecu neobservat afară din vagon, ca să nu fie strivit în picioarele călătorilor. Privi spre satul ce se întindea în vale și se gândi, oare ce l-aștepta înainte? Începu să meargă de la casă la casă și să întrebe dacă nu cunosc unde locuiește familia cutare. Până la urmă, află unde era casa, dar pe drum întâlni o doamnă și când întrebă de prietenul său, aceasta i-a spus că familia lor plecă de multă vreme din acel sat și nimeni nu mai știe unde se află. Tare se întristă șoricelul, iar geamantanul deveni parcă mai greu ca la începutul călătoriei. Puterile îl lăsau, iar lacrimile s-au adunat în ochi, neinvitate, și dădeau năvală peste mustățile lui lungi. Ce mă fac? Îngăimă el în șoaptă. Încotro să o apuc. Mătușica l-a văzut descumpănit și a zis, măi băiețele, dar cum te cheamă și de ce mă rog cauți această familie? Eu sunt Samuel și când am rămas fără casă, m-am gândit să vin la ei, singurii mei prieteni. Ei, nu te mai îngrijora și tu așa. Pe mine mă cheamă tante Lisandra. Eu, din câte văd, ești un șoricel descurcăreț. Cum stai cu lucrul? Îmi vei da o mână de ajutor dacă te iau să locuiești în același pod cu familia mea? Ce mai rămânea să răspundă șoricelul în asemenea situație? Fu de acord și își târâ prin praf geamantanul, fără mare tragere de inimă. Totuși cu gândul că avea și acum pentru ce mulțumi, pentru această doamnă care nu a trecut indiferentă față de suferința lui și nu avea să doarmă afară în întuneric, fiind vânat de pisicile satului. Ridică niște scări vechi spre podul casei bătrânești în care locuia tanti Lisandra și își văzu colțișorul în care avea să locuiască de acum încolo. Era o mânușă de lână care nu avea pereche, dar se dovedea a fi foarte confortabilă. Și asta era bine. Noua lui prietenă îl invită la masă. În jurul unui capac din fier erau adunați trei membri ai familiei, mătușa Lisandra, moș Alecu și Tincuța, fetița lor. Iar pe masă erau puse câteva boabe de grâu, vreo trei de porumb și într-un capac de la suc era apă. Modest, dar pentru situația lui,
Nu era vorba nici să se alinte, nici să se plângă. Era mai mult decât suficient. Moș Alecu mulțumi pentru masă și pentru noul lor musafir și început toți să ronțe zgomotos boabele delicioase. Nu erau cartofi pai de la restaurant, pe jumătate mușcați, și nici rădăcini de rucola, dar simplitatea asta a lor îl cucerise cu desăvârșire pe Samuel. Tanti Lisandra i-a spus că de dimineață vor merge să elibereze hambarul, care se afla în partea cealaltă a podului, ca să pregătească merinde pentru iarnă și cuibușorul lor să-l încălzească cu pănuși de porumb și alte fire de iarbă uscată. Șoricelul nu era obișnuit nici cu lucrul, nici cu faptul că cineva să-i spună ce să facă și la ce oră din zi să se trezească, dar a înțeles că trebuie să ajute acolo unde a fost primit și să fie grijuliu față de cei care i-au dat o mână de ajutor. A fost cea mai lungă noapte din viața lui. Chiar dacă fusese bine primit și avea unde să se odihnească, nu putea adormi. În acoperiș, printr-o gaură se vedeau stelele și se gândea, dacă cineva dintre ai lui mai privește aceleași stele pe bolta întunecoasă și se întrebă pentru prima dată dacă cineva pe tot pământul ăsta mare se gândea la el. Nu simți când somnul îl fură, dar noaptea auzi un zgomot ciudat, de parcă cineva se furișa pe lângă el. Deschise ochii și ce văzu îl înfioră, o pisică neagră. Ei, cum să mulțumești pentru pisici, a? Nu se mișcă la început, dar când văzu că se îndreaptă spre ciorapul în care dormea tanti Lisandra alături de Moș Alecu și Tincuța, aruncă cu toată puterea mosorelul său din geantă în dușmanul cu blană neagră. Pisica, fără să se aștepte la așa primire, mieună de spaimă și o luă la fugă spre ieșirea din pod. Toată familia se trezi de la gălăgia pisicii, iar când își dă dură seama cât de aproape fuseseră de pieire, se luaseră de lăbuțe și mulțumiră că au rămas în viață. Și mulțumirea și pentru Samuel. A doua zi, după ce se întoarse istoviți de la muncă, tanti Lisandra îi arătă mosorelul cu ață roșie șoricelului și întrebă curioasă de unde îl are. Șoricelul povesti că familia lui, în frunte cu bunicul, erau niște maieștri în croitorie și ține minte ca prin ceață părinții lui care lucrau în atelier, pe bunicul care avea ghereta lui cu țesături și haine. Dar aceste amintiri se ștergeau cu timpul, pentru că nu știa cum a fost despărțit de ei și de ce nu l-au căutat până acum. Se pare că plecaseră peste țări și mări și a uitat de el. Doamna Lisandra se miră nespus de cele auzite, dar îi spuse să se pregătească pentru că aveau să meargă astăzi în vizită la un cunoscut, dar să-și ia și geamantanul cu el. Se miră Samuel de aceste cuvinte, pe semne că dorea să-l lase în altă parte, ca să nu le fie povară. Și mătușa aceasta era tare nerăbdătoare pe drum, trecea pe lângă toate femeile atât de grăbită încât uita să le salute. Merseră mult și după o cotitură ajunse la un atelier mare de croitorie, care avea o inscripție veche deasupra. Atelierul lui Moș Toma, cu inițialele exact ca pe geamantanul lui. Iar pe geam era încleiată fotografia unui șoricel micuț de vreo 2 anișori, cu anunțul roz de timp. Se caută. Oferim recompensă pentru orice informație. Intrară pe ușă și se opri în prag. De după un raft ieși o doamnă, iar de după vitrină se arătă un bătrânel cu ochelare pe nas. Imediat ce intrară în încăpere, Samuel simți un miros cunoscut, ceva ca o amintire de mult uitată. Și privirea acelui domn îi părea atât de familiară. Doamna veni în față și vrut să-i salute, dar de parcă era greu să-și aleagă cuvintele. Tată, se pare că a sosit acea zi.
pentru care ne-am rugat atât de mult. Samuel nu înțelegea ce se întâmplă. Domnul șoarece în vârstă ieși de după masa de lucru. Îl salută pe Samuel în atelierul lui de croitorie și îl întrebă: Fiule, de unde ai acest geamantan? Mi-a rămas de la bunicul, cred. Nu țin minte prea bine. Dar unde este familia ta? Ce întrebări ciudate adresa acest domn. Nu știu unde este familia mea. Posibil peste hotare, pentru că de când mă țin minte, locuiesc singur-singurel. Doamna, cu lacrimi în ochi, făcu un pas spre Samuel și îl rugă să deschidă geamantanul, să-i arate ce avea înăuntru. Cererea asta chiar nu avea sens. Se uită suspect la acea doamnă, dar văzu pe chipul ei doar blândețe și bunătate. Și fiindcă nu avea nimic de pierdut, deschise geanta și le arătă conținutul: degetarul, bobul de aur poleit și mosorelul. Domnul Seaf plecă la un raft și luă de pe el un mosorel cu ață identic cu cel al lui Samuel și îl întinse. Vezi vreo asemănare, fiule? Întrebă moșul. Păi, dacă e să mă uit atent, cred că seamănă, doar că al meu este mult mai uzat și mai vechi. Așa este. Vino cu mine. Trecură mai departe prin atelier și se opri la o pernuță cu ace pe care erau puse atent două degetare și îi spuse: Scoate degetarul tău și pune-l alături. Seamănă? Sunt la fel. Dar cum poate fi una ca asta? Se opriră în cele din urmă la un perete pe care era o fotografie cu o familie de șoricuți, bunicii, părinții și doi șoricei, iar pe ea încleiate 5 boabe de grâu poleite cu aur. Dar încă unul se pare că lipsea, pentru că locul lui era gol, cu urma de clei pe ramă. Samuel ridică bobul spre locul din care lipsea unul și abia atunci își dădu seama cine era acest domn de fapt și cine era el. Se întoarse încet și întrebă: Aceasta este familia mea? Și dumneata ești bunicul meu? Da, eu sunt Moș Toma, iar acesta este atelierul meu. Iar aceasta este mama ta, Samuel. Te-am căutat atâta vreme și deja eram pe cale să ne pierdem nădejdea, dar în fiecare zi ne rugam să te găsim, orice ar fi. Și iată te-a ajuns aici. Dar voi m-ați abandonat. Nu, nu! Mama se apropie de Samuel și începu să-i povestească. Venisem în oraș, într-o iarnă friguroasă, cu toată familia, pentru a cumpăra materiale și ce mai lipsea în atelier. Afară ningea foarte tare și ne grăbeam să facem comanda ca să reușim să ne întoarcem cu trenul înainte de lăsarea întunericului. În geamantanul pe care îl ai, luasem câteva produse, ca exemplu, ca să știe exact ce să ne aducă vânzătorul din depozit. Ne-ai rugat să-l ții tu, ca să ne fii de ajutor. În timp ce noi discutam cu domnul vânzător, sora ta se uita la rafturile cu stofă strălucitoare. În același timp, tu te-ai apropiat de geamul mare să privești fulgii, dar cred că ai ieșit afară când au intrat alți cumpărători. La cât de tare ningea, urmele tale s-au pierdut, iar noi te-am căutat o săptămână întreagă, dar nu te-am găsit. Poliția a încleiat anunțuri prin tot orașul, dar de fiecare dată când întrebam, răspunsul era același: poate mâine îl vom găsi. Atunci Samuel a înțeles de ce totdeauna locuit singur, dar nu înțelegea cum a ajuns bobul de grâu în geantă. Dar bobul de grâu, el este simbolul mulțumirii. În ziua aceea, când am plecat la oraș, te-ai întins la ramă și ai scos un bob din ea ca să te joci cu el.
Familia noastră a rămas fără un membru, dar în fiecare zi am mulțumit lui Dumnezeu pentru tine și ne-am rugat să te păzească oriunde ai fi și să ai și tu o inimă mulțumitoare și, desigur, să ne putem reîntâlni într-o zi. Șoricelul era copleșit. În sfârșit și-a găsit familia datorită mătușii Lisandra și acum nu mai avea nevoie de adăpost, pentru că în sfârșit a ajuns acasă. Incredibil! Dar unde e tata și sora mea? Sunt la cumpărături. În curând se vor întoarce. Acum, hai să mulțumim Domnului că te-a adus acasă și s-a îngrijit de tine. Într-adevăr, se gândi șoricelul, avea atât de multe lucruri pentru care să mulțumească, începând cu faptul că restaurantul s-a închis, că vrăbiuțele l-au hrănit, pentru prietenul care i-a lăsat numele satului, pentru mătușa Lisandra care l-a adăpostit, pentru că și-a găsit astfel familia. Mulțumesc, Doamne, pentru toate! În acea zi, Samuel a pus bobul de grâu poleit cu aur în rama familiei și ori de câte ori privea la fotografia aceea veche, își aducea aminte să fie mulțumitor pentru toate lucrurile, dar cel mai mult îi mulțumea lui Dumnezeu pentru acea călătorie la sfârșitul căreia a ajuns acasă. Porumbelul. Dedic această poveste frățiorilor Daniel, Iosua, Rut și Lidia. Sunt Mașa Rotaru, autoare de povești creștine pentru copii și te invit să explorezi povești care educă un caracter integru, valorile creștine și ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută! În marele oraș, forfota făcea parte din viața lui ca respirația în viața omului. Mașinile care circulau mereu pe străzile pavate, claxoanele gălăgioase, discuțiile oamenilor din jur, ticăitul semafoarelor pentru nevăzători, transformau acest loc într-un cuib de aventuri și mișcare. În acest mare oraș, cu străzi aglomerate și clădiri înalte, pe străzile lăturalnice se derula o altfel de viață, printre ființele necuvântătoare. Asta dacă să considerăm că nu vorbesc limba omenească, dar care comunică între ei la fel de mult ca noi. La colțul unei clădiri vechi, cu sculpturi și geamuri arcuite, se afla o gheretă la care dădeau năvala toți și motivul era că la această gheretă se vindea popcorn. Mirosul floricelelor de porumb se ducea departe și aduna în raza sa o mulțime de lume curioasă și la fel de flămândă. Cel mai des, în jurul gheretei se apropiau porumbeii, pentru că erau în căutarea hranei și cei mai mulți oameni erau drăguți cu ei. Din tot stolul de porumbei era unul cu o cicatrice în jurul ochiului, care cobora spre penetul din jurul gâtului. Nu era foarte simpatic când îl priveai, dar era foarte vigilent la tot ce se întâmpla în jurul său. Se apropia atent de gheretă și nu dădea niciodată buzna atunci când cădeau câteva fire de popcorn cu gust de unt și sare. De ce era atât de atent? Istoria lui a fost una tragică. Cel puțin, așa se spunea în rândul porumbeilor. Era respectat cumva deosebit pentru că supraviețuise unui atac terifiant. Porumbelul se numea Daniel și avea un frate Iosua și două surioare mai mici, Rut și Lidia. Într-o zi de toamnă, Daniel, care învățase să zboare de câteva săptămâni, era foarte curios să coboare din cuibul părinților pentru a explora orașul și toate gheretele de la care ar putea să ciugulească ceva deosebit de apetisant.
nu se limita la firimiturile doamnelor mai în vârstă, care în fiecare zi ieșeau la băncile din fața caselor și aruncau de mâncare pentru porumbeii localnici. Nu era atât de interesant și lipsea orice aventură din această activitate. Oriunde mergea, era urmat de Iosua și Rut, iar cu puțin timp în urmă și de Lydia, care încă nu zbura, dar mergea repede pe jos și încerca să le țină urma. Se supăra adesea că frații mai mari nu o așteaptă, dar mergea până unde cunoștea drumul. Apoi se întorcea înapoi, la clădirea pe acoperișul căruia își aveau cuibul. Lui Daniel nu-i plăcea deloc că trebuie să aibă grijă de frații lui, în timp ce el caută aventuri, așa că puse în plan cum să-i lase în urmă sau cum să evadeze fără a fi observat. Pentru aceasta, seara, când toți membrii familiei erau afară și discutau cu vecinii și rudele pe streașină, Daniel scoase câteva pârne importante din cuibul lor, așa ca să fie nevoie urgentă de reparație. Peste câtva timp, se întoarseră toți în căsuța lor și tata fu primul care observă că cuibul lor era deteriorat. Draga mea, tu ai observat mai devreme că în cuibul nostru este o gaură serioasă? Din această cauză ar putea să ne fie frig și pui să fie în pericol. Nu putem lăsa așa situația. Mâine, la prima oră, trebuie să reparăm casa noastră. Daniel, tu mergi cu mine. Oh, cât de bucuros a fost Daniel când a auzit aceste cuvinte. Planul lui a reușit. Nu știa cum va scăpa de sub privirea lui tata mâine, dar va face el ceva ingenios ca să exploreze cheretele de copturi și popcorn în căutarea emoțiilor noi. Putea zbura hotărât și de pericole nici nu se gândea că pot fi în jur. Se gândea doar la zborul lui grațios până la ținta bine stabilită. Dimineața, toată familia servi câteva semințe de grâu aduse de tata cu o seară înainte și fu anunțată plecarea. Daniel zboară cu mine, iar voi, restul copiilor, o ajutați pe mama acasă. Toți ceilalți porumbii se supărară și făcură mine că vor și ei să caute crengi, dar aceasta nici nu se puse în discuție, fiindcă erau prea mici. Tata și cu Daniel zburară în cea mai apropiată pădure de lângă oraș și planară ușor până aterizară pe pământ și fiecare ridică câte o crenguță solidă pentru a o duce la cuibul lor. După ce au dus-o fiecare la cuib, s-au întors din nou. Când amândoi ridicară iarăși câte o crenguță mai subțire și-și luară zborul pe deasupra clădirilor, la un colț de casă, Daniel deschise ciocul, iar crenguța căzu pe pământ, pe trotuar. Daniel îi strigă tatălui că va coborâ să ridice crenguța, dar tata îi strigă: "Nu, a căzut într-un loc periculos, zboară acasă!" Dar Daniel nu a ascultat intenționat, pentru că și crenguța nu căzuse întâmplător. Crenguța căzu chiar lângă o gheretă cu gogoși și croasane, iar alături era o terasă la care mulți oameni luau micul dejun, iar în jurul meselor cădeau mii de firimituri. Un adevărat vis pentru porumbeii orașului. Și nu doar pentru porumbei. Îndată ce Daniel ateriză pe strada pavată, începu să ciugulească pofticios cât vedea înaintea ochilor. Doar că, în timp ce mânca, nu se mai gândea la nimic altceva decât la mâncarea căzută ca din cer. Un adevărat răsfăț. Dar în același timp își pierduse simțul de a fi alert. De după colț, un pisoi, la fel de flămând ca și păsările, se îndrepta cu pași tăcuți și moi spre porumbelul care nu ridica de fel capul din firimiturile de sub mese. Și cu cât se apropia mai mult, porumbeii din jur își luau zborul speriați, dar nu și acel pe care puse ochiul motanul cu blana dezordonată și murdară. Dintr-o săritură,
puse gheara pe capul porumbelului tânăr. Dar imediat simți cum o mulțime de ciocuri îl ciupesc și îl zgârie. Ce putea fi? Motanul cu greu se dezmetici, iar porumbelul prins adineauri îi scăpase din gheară. Era tacat de un stol de porumbei. Cum au îndrăznit? Iarăși va fi nevoie să umble flămând o zi întreagă, dacă nu-i va cădea ceva de la vreun trecător milos. Și plecă și mai ciufulit decât venise. Tata, în acel timp, îl luase cu prietenii săi pe Daniel și îl purtau spre cuibul de pe acoperișul casei înalte. Tânărul porumbel simțea o durere aprigă în zona ochiului și penele de pe gât îi lipseau cât un șmoc. Ce greșeală și ce preț mare pentru o faptă nesăbuită, în care nu s-a gândit la pericole și urmări. Ajunși acasă, mama a zburat îngrijorată la farmacia improvizată de pe casa vecină, unde una din prietene aduna tifon, vată și frunze medicinale. Îi bandajară capul lui Daniel și tata a avut o discuție serioasă cu el. Daniel, fiule, îmi spui ce s-a întâmplat cu câteva minute în urmă? Am vrut să descoper lumea, tată. Am vrut să gust din firimiturile acele gherete la care nu am mai fost și am uitat să mă asigur de prezența pericolelor. Ah, dragul meu, știi de ce am putut să te salvezi azi? Pentru că am vecheat asupra ta și când ai scăpat crenguța, m-am întors din zbor pentru a vedea ce vei face. Nu te-aș fi părăsit pentru nimic în lume și mi-am dat imediat seama că acea crenguță a fost doar pretextul de a coborâ chiar unde este de mâncare. Eu am stricat cuibul, tată, spuse încet tânărul porumbel, pentru că știam că mă vei lua pe mine să reparăm gaura. O, fiule, Dumnezeu ne-a dat aripi și putem descoperi această lume uimitoare, dar trebuie să ținem minte că în jur sunt pericole care ne pasc la fiecare colț. Orașul nu este un loc inofensiv. Întotdeauna trebuie să fim vigilenți la ceea ce ne înconjoară, iar uneori mâncarea gratuită și ademenitoare aduce cu sine neplăceri. Azi ai fost atacat de un motan flămând și vagabond, dar uneori porumbeii sunt atât de neatenți că pot înghiți semințe otrăvite și își pierd viața pentru că nu au vegheat. Daniel nu a mai zburat din cuib o săptămână întreagă până ce s-a cicatrizat rana. Însă a rămas semnul care îi va aduce aminte lui și celor din jur care au aflat povestea lui că fiecare este responsabil să vegheze, să fie conștient de pericolele care se ascund deseori în spatele unor lucruri inofensive. În Biblie scrie: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Proverbe 4, 23 la 27. Să ne ferim de rău și să ne păzim inimile. Dragi prieteni, sprijinul dumneavoastră contează. Puteți face o donație și puteți contribui la tipărirea seriei de povești Poiana Luminoasă. O puteți face în unul dintre conturile din descriere. Domnul să vă răsplătească generozitatea. Cu recunoștință, autor Mașa Rotaru. Până la o nouă poveste, pe curând! Cele trei veverițe din seria Marele Oraș.
dedic această poveste frățiorilor Beatrice, Matei și Alice. Domnul să vă binecuvinteze cu inimi curate și o copilărie frumoasă. În marginea marelui oraș se întindea o fâșie lungă de copaci de pin, care creștea într-o frumoasă pădure. Aici ajungeau doar ecourile și gălăgia străzilor aglomerate. Soarele strălucea printre crengile copacilor, iar frunzele deja se îmbrăcau în straile toamnei, în zeci de culori vii: galben, aramiu, roșu închis și maro. Vântul le purta prin văzduh pe cele mai slabe, care s-au desprins de ramuri și dansau într-un vas multicolor. În timp ce toate animăluțele se pregăteau intens de venirea sezonului rece, la terasa copacului în care locuiau, stăteau trei veverițe drăguțe, două surioare, Beatrice și Alice, și frățiorul lor Matei. Discutau intens ce să mai facă în acea zi luminoasă de toamnă. Hai să facem un topogan din scoarța copacului nostru. Vom putea invita și prietenii cu noi, își expuse părerea fratele, care era totdeauna pus pe ghidușii. Apoi o vom ruga pe mama să ne facă o tartă din alune, și își mângâiase burtica cu blăniță ca fenie. Matei, îl certă Beatrice, te gândești numai la mâncare și joacă. Poate ar fi cazul să facem ceva de folos. Asta ce ar putea fi? Întrebă sfioasa Alice, vrând să pară cât se poate de implicată în acea discuție serioasă. Dorea și ea să contribuie cu o idee bună, dar încă nu avea una, așa că se limită la a pune întrebări deocamdată. De exemplu, să o ajutăm pe bunica să-și depoziteze alunele pentru rezerva de iarnă, în scorbura cea nouă, spuse sora mai mare. Dar ce s-a întâmplat cu prima? Întrebă Matei. Păi a fost o furtună săptămâna trecută și printr-o fisură a copacului vechi a intrat umiditate și este în pericol ca întreaga rezervă să prindă mucegai. Și poți spune la revedere dulceții și copturilor bunicii din alune și alte nuci. Putem să mergem acum? Întrebă încetişor Alice. Hai să întrebăm pe mama întâi, spuse Betty. Când intrară în scorbură, fură întâmpinați de aroma unui ceai cald și tarte cu dovleac. Copiii au întrebat pe mama dacă ar putea merge la bunica, la care mama imediat ridică receptorul din fusul telefonului de pe perete și formă numărul bunicii. Alo, mamă, ai nevoie de niște ajutoare pufoase? Stau în fața mea și se roagă să vină la dumneata să te ajute să muți rezervele în scorbura uscată. Bine, am înțeles. Chiar acum îi trimit. Te iubesc, mama. Copii, veți merge acum la bunica, dar să urmați instrucțiunile bunicii exact cum vi le spune ea. Oamenii vârstnici pot avea mai puțină răbdare la ghidușiile copiilor, așa că fiți respectuoși și ascultători în toate. Toți trei copii dădură energic din cap, iar ochii le străluceau de bucurie. Călătoriile la bunica erau tare așteptate. Bunica trăia peste vreo 25 de copaci de ei, nu departe, dar nici chiar aproape. Dar în drum spre ea puteau vedea și discuta cu diferite animale, puteau colecționa ciupercuțe pentru o gustare din mers, poate și viermișori, dacă se rețineau un pic ca să scormânească prin pământ, sau să se joace cu gândacii, pe care le găseau în unele nuci stricate. Acum, în timp ce se îndreptau spre copacul bunicii, aveau grijă să sară din copac în copac, fără să deranjeze alte familii. Dar, în timp ce sărea energic, Matei le strigă pe surioarele sale: priviți, cineva este jos și are nevoie de ajutorul nostru. Fetele s-au oprit și încet au coborât pe trunchiurile copacilor spre cineva care stătea culcat în iarbă, de la rădăcina pinului. Era un șobolan de prin oraș, pentru că cei din pădure trăiau în colonii. Stătea pe spate și abia respira. Hei, ești bine? Întrebă Beatrice. Șobolanul întredeschise pleoapele și scoase un sunet jalnic. Eu am fost atacat. Sunt slab. Nu pot merge. Aveți ceva de mâncare?
Alice privea atentă la acel șobolan murdar. Nu se vedea nicio urmă că a fost atacat, nicio zgârietură, în jur nicio urmă de luptă sau vreun fir de iarbă culcat la pământ. Dar ea privea și analiza în tăcere. Beatrice privi în jur, apoi spuse lui Matei: "Hai să-l ducem la casa bunicii. Ea îl va ajuta cu siguranță." "Nu știu dacă este o idee bună," spuse Alice, "dar frații mai mari nu au dat importanță cuvintelor ei. Matei, adu o scoarță de copac pe care îl vom pune pe bietul șobolan și îl vom putea transporta către casa bunicii." Băiețelul Veveriță alergă sprinten printre copaci și aduse o bucată de scoarță pe care îl mutară pe bietul sărman. Alice observă că nici nu gemu de durere când fu mișcat de pe loc, iar lucrurile îi se păreau și mai suspicioase. Matei mergea în față, Betty în spate, iar Alice văzut dintr-o parte cum șobolanul întredeschise ochii pentru a vedea direcția în care se îndreptau. Nu era acest șobolan bolnav cum nu era ea cosmonaut. Nu era curată această trebușoară. Între timp, se apropiară de casa bunicii și Alice a fost trimisă în copac înainte pentru a o avertiza pe bunica că nu sunt singuri și că au un șobolan care are nevoie de ajutor. Ajunsă în pragul bunicii, Alice nu putea ține în ea tot ce avea pe inimă. Povesti dintr-o respirație despre necunoscutul care înscena pe bolnavul, demn de o diplomă din partea unui teatru dramatic. Bunica Veveriță, care fusese cândva sora medicală în clinica pădurii, își ridicase ochelarii pe nas și o îmbrățișă pe nepoțica ei Mezină. "Nu-ți fă grijă, Alice. Acuși aflăm cât de iscusit este acest actor și ce scop urmărește prin această înscenare." Bunica coborâ spre cei doi nepoței și le spuse să-l pună la rădăcina pomului pe noul lor cunoscut. "Poate mă duceți în casă?" rosti cu glas stins șobolanul. Bunica se făcu că nu aude întrebarea și îi se adresă: "Ce vă doare?" "Totul." "Gemușoarecele, ce ați pățit?" "Am fost atacat," spuse el încet. "Cine v-a atacat în plină zi?" "Nu știu, că m-au lovit de la spate și nu am reușit să-i văd." "Ne clarificăm noi cu asta, dar cum vă numiți?" "Șerpa, adică Ștefan." "Așa, Ștefan, eu am lucrat ca soră medicală și aș vrea să văd dacă ai răni și dacă ai nevoie de pansamente." "Nu, nu sunt răni vizibile." "Dar tu de unde știi?" întrebă mirată bunica, "dacă ai fost atacat și ai stat lat până acum." Bunica îl întoarse de toate părțile și îi spuse că nu vede niciun motiv de îngrijorare. "Mi-e sete," șopti șobolanul. "Matei, adu repede cănuța din fier cu apă de la balcon." "Poate mă ridic și eu," spuse șoarecele. "Și cum crezi că te vei ridica în așa stare?" replică bunica. "Mă simt deja mai bine," spuse pacientul. Bunica privi atent la oaspetele nepoftit și îi spuse atunci: "Sper că nu vei fi împotrivă dacă te vom invita la o cană cu ceai și niște tartă cu nuci și semințe." Șobolanul prinse la viață, cât ai zice nucă, și se învioră mai repede decât s-au așteptat Betty și Matei, că Alice deja nu se miră de această schimbare de situație. Șobolanul totuși nu s-a grăbit când a urcat pe trunchiul copacului, ca să dea impresia că este încă slăbit. Spre dezamăgirea lui, nu au intrat în scorbură, ci s-au așezat cu toții la măsuța de la balcon, o terasă primitoare și confortabilă. Era la o înălțime mare, din vârful copacului se vedeau vârfurile clădirilor marelui oraș. Bunica intră în casă, apoi ieși cu un talger cu un ceainic cu apă clocotită și un set din 5 ceșcuțe. Pe fiecare era ilustrată o veveriță jucăușă cu o alună între ghearele din față. Apoi reveni din nou cu un platou cu tarte doldora cu sfelurite semințe. Alice observă că șobolanul era doar cu ochii spre ușa casei bunicii.
Bunica, întrebă Matei, când te putem ajuta să depozităm nucile? Bunica tuși, dar îi spuse, mai târziu, Matei, mai târziu. Nu e frumos să lăsăm musafirul nostru fără atenție atâta timp cât este la noi. Dar șobolanului îi străluceau ochii de plăcere și își linse mustățile fără să-și dea seama că se dă în veleag. Bunica merse la un pas riscant și, zâmbind, le spuse copiilor, dacă oaspetele nostru nu este împotrivă, ar putea să ne ajute la depozitarea nucilor din magazie în altă cameră. Ce zici, Ștefan, ne ajuți? Șobolanul sări de pe scaun de entuziasm, mai plin de viață ca niciodată. Desigur! Iar masa se legănă sub mișcările lui bruște, cănuțele cu ceai fiind zdruncinate și picături mici se vărsară pe fața de masă. Mă scuzați, spuse el, desigur, voi ajuta cu bucurie. Bunico! Exclamă deranjată Alice, la care bunica îi făcu din ochi, iar fetița înțelese că totul este în controlul bunicii sale înțelepte. Mai văzuse ea șarlatani la viața ei. Coborâre cu toții în magazia care cândva era plină cu nuci, dar acum erau doar câțiva săculeți puși într-un colț. Șoarecele se grăbi să intre primul în camera întunecoasă, iar în acel timp bunica le făcu semn nepoțeilor săi că totul este ok și așa trebuie să fie. Ce trebuie să facem? Întrebă șoarecele cu lăbuțele deja pe un săculeț legat. Trebuie să-l scoatem afară și să-l ducem în alt copac, unde nu este o umezeală. Nu este prea greu pentru tine? Întrebă bunica. Iar de această dată și nepoții se percepură că bunica avea vocea schimbată. Ieșim pe la balcon. În timp ce ieșeau, în semi-întunericul din coridor, șobolanul băgă lăbuța în sacul cu nuci și puse câteva în buzunarul de la pantalonii săi. Când ieșise la balcon din nou cu toții, bunica le spuse, acum vom număra nucile, a spus solemn bunica Veveriță. Ele sunt la număr? Aproape că strigă uimit șoarecele. Desigur, spuse doamna liniștită, aceste nuci sunt stricate și vreau să vedem câte am pierdut din totalul rezervelor. Bunica, dar nu am venit noi să te ajutăm să pui nucile într-un loc uscat? Da, copii, dar în timp ce v-ați aflat pe drum, vecinul meu s-a oferit să mă ajute până ce ajungeți voi și pentru că v-ați reținut pe drum, ne-au rămas doar nucile stricate și mă tem că unele au făcut și viermi, pentru că erau aproape de crăpătura din trunchiul copacului. La auzul acestor cuvinte, șobolanul speriat scoase repede nucile din buzunar, care căzuseră pe podeaua balconului din lemn. Am știut eu! Strigă victorioasă Alice. Șobolanul plecă capul și nu putea rosti niciun cuvânt de rușine. Acum să ne așezăm, să continuăm să ne bem ceaiul și să discutăm un pic. La așa ceva nu se așteptase niciunul din copii. Matei își imagina cum bunica îl apucă de guler pe șoarecele hoț, îi face un vânt și zvârr din copacul ei frumos. Beatrice se aștepta pe de altă parte ca bunica să-i spună niște cuvinte tăioase și usturătoare, prin care să-i dea o lecție animalului care s-a prefăcut și încă s-a dovedit a fi un hoț. Bunica însă luă Biblia de pe geam și deschise paginile care foșniră plăcut. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Efeseni 4:28. Ștefan, cum te cheamă în realitate? Pentru că atunci când te-ai prezentat, mai nu te-ai încurcat. Nimeni nu se încurcă la propriul nume, spuse bunica cu blândețe. Șerban mă cheamă, dar mi-am schimbat numele pentru că mă gândeam că dacă voi fi prins de poliția pădurii, să nu fiu recunoscut după numele adevărat. Și de ce ai venit la noi? Adevărata intenție. Sunt venit din marele oraș și mi-era tare foame,
nu am mâncat de câteva zile și m-am gândit că dacă mă prefac bolnav, voi căpăta ceva mâncare. Și nepoții dumneavoastră au fost singurii care au dorit să mă ajute. Pentru că nu aveau nimic de mâncare cu ei, a trebuit să mă prefac mai departe, cu nădejdea că atunci când ajung la vreun adăpost, să capă de mâncare. Nu am vrut să fac rău nimănui. Înțeleg, dar furtul este un păcat. Adineauri am citit din cuvântul lui Dumnezeu că putem să lucrăm fiecare din noi pentru a ne câștiga hrana și putem din munca noastră să împărțim și celor lipsiți. Tu ai muncit vreodată? Desigur, spuse mândru Șerban. Am lucrat la un magazin de cașcavaluri. Apoi, încet de tot, spuse, dar am fost concediat pentru că luam cașcaval de la proprietar. Înțeleg, spuse bunica. Soluția pentru a te îndrepta este să-ți ceri iertare de ceea ce ai făcut, dar trebuie și să-ți pară rău că ai furat. Și nu doar o părere de rău că ai fost prins, dar părere de rău pentru că fapta aceasta nu este plăcută lui Dumnezeu și îți strică numele. Cine află despre un hoț nu va putea avea încredere în el mai târziu. Această pată va rămâne ca o carte de vizită neplăcută pentru tine. Trebuie să te lași de acest păcat și să lucrezi cu mâinile tale pentru a te întreține și pentru a nu fi un cerșitor. Șopolanul și-a cerut iertare pentru că furase nuci. Bunica s-a rugat pentru el și după ce au rostit amin, bunica, spre mirarea nepoțeilor săi, i-a trimis la vecină pe toți patru copii să curețe scorbura și să dea o mână de ajutor. La sfârșitul muncii, fiecare primi câte o bancnotă de 20, bani cu care puteau să cumpere de mâncare sau să-i pună la pușculiță pentru alte lucruri mai scumpe. Șobolanul a hotărât de atunci că nu dorește să poarte numele de hoț, ci să muncească pentru a-și câștiga pâinea și să o facă cinstit și din toată inima. Cei trei frățiori veverițe se împrieteniseră cu Șerban, șoarecele din oraș, care a mers la primul ghișeu poștal și a căutat în ziar anunțurile în care se căutau lucrători. Era fericit că nu va mai îndura foamete. Visa deja cum se afla în fața magazinului de cașcaval și nu va rămâne cu privitul vitrinei, dar va putea intra ca și cumpărător și nimeni nu-l va izgoni, pentru că va trăi cinstit. Dragi copii, să facem bine totdeauna, așa cum au făcut și frățiorii Veveriță, și să ajutăm pe cei care sunt în nevoie, dar să nu încurajăm lenea și furtul. Dumnezeu le pedepsește și este foarte clar în cuvântul său că fiecare trebuie să lucreze cu mâinile sale ca să își câștige pâinea cinstit și din ce primește să facă parte și celor lipsiți. Dragi prieteni, voi aprecia susținerea voastră pentru tipărirea primei serii de povești care este la finele ilustrării. Orice donație este un pas mai aproape de realizarea acestui vis. Vă mulțumesc și până la o nouă poveste! Nuca. O poveste din seria Marele Oraș. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a asculta cele mai frumoase povești personalizate pe care le scriu pentru dumneavoastră și copiii voștri. Domnul să vă binecuvinteze! Dedic această poveste frățiorilor Eileen și Josiah. Domnul să vă dea inimi pline de bunătate, astfel ca să puteți birui răul prin bine. Vă îmbrățișez cu drag! La balconul unui apartament din marele oraș de la etajul 3 stăteau Eileen și Josiah.
Surioara și frățiorul veniseră în vacanță la bunica lor și priveau fascinați la tot ce se petrecea pe strada pietonală ce era chiar în fața lor, mărginită de un frumos parc. Majoritatea dintre noi suntem obișnuiți cu porumbeii, care sunt în orice oraș al lumii. Dar aici, printre porumbei și vrăbii, erau câteva păsări negre, cu ciocurile gri, care făceau uneori gălăgie, dar și care se purtau ciudat de inteligent pentru niște naripate. Asta era concluzia la care au ajuns surioara și frățiorul care studiau strada. Atunci, Josiah a venit cu o idee genială. Eileen, hai să mergem afară să vedem de mai aproape ciorile. Hai, dar mai întâi să o întrebăm pe bunica. Doamna mai în vârstă era la bucătărie și din tigaie se auzea foșnetul uleiului în care se prăjeau gogoșile. Aroma te lăsa cu apă în gură. Dar copilașii nu aveau timp pentru ele acum. Curiozitatea lor birui poftele culinare. Bunico, putem să ieșim un pic în fața casei să privim mai de aproape păsările? Bunicuța stătu pe gânduri câteva clipe și zise: este o idee foarte bună. Gogoșile pot aștepta o oră. Și afară este o zi atât de luminoasă pentru octombrie. Și cu aceste cuvinte, stinse aragazul, scoase cele câteva gogoși prăjite și fiecare își luă hainele mai groase, căciulile, iar bunica șalul de lână și coborâre scările vechi ce dădeau spre ușa de afară. Când deschise ușa, un jet de aer răcoros îi întâlni, iar strălucirea razelor soarelui îi făcură pe cei trei să-și mijească ochii. Sper că am ochelarii de soare cu mine, spuse bunica. Hai, Eileen, spune-mi, ce ați vrut să vedeți? Păsări negre, păsări negre, strigă Josiah. Ciorile? Da, ciorile, spuse fetița. Atunci trebuie să ne așezăm pe o bancă și să așteptăm cu răbdare ca să observăm de aproape acțiunile unei ciori. Găsiră în curând o bancă din centrul parcului și așteptarea începu. Arătau ca niște pescari în așteptarea peștelui care să prindă în momeală, toți trei într-o tăcere desăvârșită. În acest timp, pe trotuar, apăru o bătrânică care ducea o torbă destul de încărcată. Eileen întrebă pe bunica: pot să merg să mă ofer să o ajut? Sigur! Apropo, această doamnă este vecina din blocul nostru. Eileen, urmată de Josiah, au ieșit în întâmpinarea doamnei și se oferiră să ducă sarcina grea pe care o ducea doamna. Ochii bătrânei străluciră la ușurarea din mâinile zbârcite și copiii descoperiră că acea bunicuță se întorcea de la piață pentru că torba era plină cu diferite legume, verdețuri și o pungă cu nuci era chiar deasupra, aproape să cadă peste margine. În timp ce copiii apucară torba de câte o toartă, vecina mai în vârstă luă loc lângă bunica lor. Copiii se apropiară mai încet și când au pus torba lângă bancă, o nucă se rostogoli în iarbă. Copiii se urcară cu genunchii pe bancă și priveau spre parc, în timp ce bunicile discutau din ale lor. În acel moment, ochii lor văzură ceea la ce se așteptau mai puțin. De după un tufiș, a apărut o pasăre cu penele negre, lucioase, care pâși îndrăzneață, cu o privire foarte conștientă spre banca celor patru. Încet și totuși hotărâtă, își rotea capul pentru a privi în jur, pentru a se asigura că nu aștepta vreo pisică flămândă în apropiere. Și iată, cioara s-a apropiat și a deschis ciocul pentru a înhăța nuca recent căzută din torbă. Eileen privi la Josiah cu un zâmbet triumfător. Cum crezi? Ce va face această cioară cu nuca? Întrebă fetița fără să-și ia ochii de la pasăre. Crezi că o mănâncă singură? Ce zici dacă ar merge să o vândă? Cui? Fu curios băiețelul. Să facem un exercițiu de creativitate. Și surioara începu să depene istoria unei ciori care într-o zi a găsit o nucă în parc.
A fost odată o cioară care locuia în marele oraș. Era din tipul acela de păsări care are întotdeauna ceva de spus sau de oferit. Ele nu se pierd în nicio situație, găsesc ieșiri din încurcătură și caută aventuri permanent. Într-o dimineață călduroasă de octombrie, cioara Joy se porni prin parc să caute ceva de mâncare, în speranța că dă și de niște aventuri care uneori le găsea înaintea mâncării. Așa se face că în acea zi, plimbându-se prin parc la o oră destul de devreme, observă cum dintr-o torbă din pânză colorată sări aproape în direcția ei o nucă. Oh, se gândi cioara bucuroasă, ce noroc pe ciocul meu! Ziua încă nu a început bine, dar eu deja am o masă copioasă. Dar se gândi că ar putea folosi nuca nu doar pentru o singură masă, dar pentru a câștiga ceva mai mult. Luă nuca în cioc și privi în părți. În acest timp se gândea la variante. Dacă aș putea prezenta prietenilor mei această nucă ca una specială, poate cu capacități speciale, aș putea câștiga mai mult pe ea. Peste o stradă, la colțul unei clădiri, era atelierul unui pictor, care în acea zi își picta panoul de la intrare, iar cutiuțele cu vopsea erau deschise alături. Cioara își luă zborul și ateriză cu nuca în cioc chiar alături. Iar în timp ce se întoarse domnul cu spatele la stradă, Joy cufundă nuca în cutia cu vopsea aurie și își luă iar zborul. Planul a reușit. În timp ce zbura, o deranja mirosul de la vopsea, dar răbda, căci nu mai avea mult și ateriza în cercul ei de prieteni, pentru care pregătea o istorie cu scopul de a convinge pe cineva să-i cumpere nuca. Se poziționă lângă o bancă unde era deja un grup de ciori din vecinătate și puse cu grijă nuca jos, care deja se uscă și strălucea în bătaia razelor. Joy își trese glasul răgușit și plină de importanță începu să croncăie. Nucă fermecată, dacă o pui în fața unei oglinzi, împlinește o dorință. Ca la comandă, toate ciorile au înconjurat-o pe Joy. Ce vrei pentru această nucă? Se interesă cineva din gloată. 5 vermi și nimic mai puțin. De ce nu mănânci nuca dacă ți este foame? Întrebă o vrabie care se afla prin apropiere și auzi discuția. Cum poți să-ți închipă că mănânci o nucă fermecată? Se pare că nu înțelegi ce înseamnă o dorință împlinită, spuse ușor iritată Joy. Și de ce nu o păstrezi pentru tine dacă e fermecată? De ce nu o folosești tu? Întrebă alt prieten. La asta nu se gândi mai înainte, dar le spuse că ea este deja fericită și ar vrea să o dea cuiva cu adevărat dornic să-i se împlinească dorința. Cineva ieși în față și se oferi să-i aducă 5 viermi de seară la aceeași bancă din parc. Joy se bucură că înțelegerea era făcută și se gândea unde să păstreze nuca pentru a nu-i fi furată pe parcursul zilei. Obositoare a fost acea zi, pentru că zbura pretutindeni cu acea nucă vopsită în cioc. Când veni seara, ateriză din nou la banca stabilită din parc și privi cum prietenul ei cobora cu ceva mic și strălucitor în cioc. Era o oglindă, iar alt cioroi se străduia să nu piardă 5 vermi din clanț. Cioara care o făcu pe grozava dimineața se pierdu. Hai, Joy, vreau să încerc nuca chiar aici. Nu vreau să fiu tras pe sfoară. Păi, trebuie să pui oglinda îndreptat așa ca să reflecte razele soarelui, iar nuca în fața oglinzii. Îți pui dorința. Și când se împlinește? Dar apoi se gândi că ar putea face o afacere mult mai profitantă. Dacă eu sădesc această nucă, voi avea în câțiva ani un copac cu nuci fermecate. La această idee se însufleți prietenul și îi spuse lui Joy că nu mai verifică nimic. Se răzgândi.
Îl rugă pe amicul lui să lase jos cei 5 viermi, înhăță nuca și se îndreptă spre casă pentru a le povesti părinților despre realizarea sa. Se așeză pe un ram mai gros al unui copac bătrân și îi arătă mamei sale, o cioară de vreo 50 de ani, nuca fermecată. Mama privi atent la nuca strălucitoare și îi spuse fiului să aducă niște apă într-un pahar. El credea că mamei îi este sete, dar mama apucă nuca și o scufundă în paharul cu apă, iar vopseaua începu să se înmoaie și să se umfle. Fiule, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu există nuci fermecate. Care a fost dorința pe care ți-ai pus-o atunci când ai făcut rost de această nucă? Băiatul avea ochii în lacrimi deja de supărare și mânie că fusese amăgit. Și spuse mamei, mamă, vreau să mă răzbun pe această nucă nenorocită. Voi fi de râsul tuturor prietenilor din parc care au fost martori la schimbul nostru. Mama nu știa ce să-i spună, dar în timp ce se gândea la niște cuvinte potrivite, o doamnă care se așezase pe o bancă de sub acel copac deschise Biblia și începu să citească cu voce tare. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răspăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbunea prinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Romani 12, de la versetul 17 la 21. Băiețelul se întoarse către mama cu întrebare în privire. Mamă, atunci reiese că eu nu trebuie să mă răzbun? Așa este, dragul meu. Mai bine, hai să ne gândim cum putem folosi această nucă pentru a face bine altora, nu rău. Ce poți face cu o nucă nenorocită? Întrebă amărât băiețelul. O poți împărți cu cineva flămând, care nu știe de așa zisa nucă fermecată, dar care va aprecia o masă cât de modestă. Băiețelul se mai însufleții și își luă nuca udă din paharul cu apă și zbură pe străzile lăturalnice ale marelui oraș pentru a căuta pe cineva potențial flămând. Nu dorea să întoarcă rău pentru rău. Zburând pe deasupra parcului, o văzu pe Joy, tristă, păzind cei 5 viermi și se gândi să coboare la ea. Salut, Joy! De ce ești tristă? Pentru că minciuna pe care am spus-o mă macină și nu-mi dă pace. Așteptam să te văd din nou și să-ți înapoiesc viermii. Sunt cam obosiți, dar cred că la fel de delicioși ca și câteva ore în urmă. Rosticioara fără să-și ridice ochii din trotuar. Am vrut să fac un târg ingenios, dar mi-am umplut inima cu amărăciune și tristețe. Nu mai zic nimic de vinovăție. Te rog să mă ierți. Ia viermii, sunt ai tăi. Și îi împinse ușor cu arepa neagră. Am eu o altă idee, spuse cioroiul prietenos. Eu te-am iertat deja și mă gândesc că ambii ne vom bucura de o masă pe măsură. Împărțim și nuca și viermii. Joy nu credea că așa ceva este posibil. Cei doi copii ciocniră coaja de la nucă și o desfăcură în două coji identice, care mai aveau pe alocuri pete de vopsea aurie. Miezul nucii era încă umed și tare delicios. Joy întrebă curioasă, de ce m-a iertat? Pentru că am auzit azi, desigur era pentru oameni, dar am înțeles că trebuie să întoarcem bine pentru rău și să dăm mâncare dușmanilor noștri și astfel să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Nu e ușor, dar nici greu.
Iată, asta seamănă cu magia! Cât de frumos!" exclamă Joy. În timp ce Eileen încheia povestea, vecina deja își căuta torbița cu cele cumpărate și se ridicau cu bunica de pe bancă. Copiii au coborât și ei. Josiah a îmbrățișat-o strâns pe surioara lui și a spus emoționat: "Eileen, de fiecare dată când voi vedea o cioară cu o nucă în cioc, îmi voi aduce aminte că nu există nuci fermecate și că trebuie să biruim răul prin bine, exact cum a făcut cioroiul cu privire la Joy." Eileen îi zâmbi, îl lua de mânuță și se îndreptară spre blocul în care locuia bunica și unde îi aștepta o tavă mare cu gogoși aromate. Dragi prieteni, voi aprecia susținerea voastră financiară pentru tipărirea primei serii de povești, care este la finele ilustrării. Orice donație, cât de mică, este un pas mai aproape de realizarea acestui vis. Vă mulțumesc! Cu drag, autor Mașa Rotaru. O poveste de Halloween. Ultimele zile din octombrie deveniră mai răcoroase, lumina zilei mai puțină, iar întunericul se așternea peste marele oraș mult mai devreme. Paula și Gheorghe erau în drum spre pădure pentru a strânge crenguțe și frunze pentru o lucrare despre sărbătoarea Halloween de la școală. Paula se grăbea să pună în coș tot felul de ghinzi, frunze multicolore și tot ce găsea interesant în pădurea de toamnă. Un vânt rece sufla printre ramuri și frunzele ce mai rămăseseră pe copaci foșneau încetişor, ca niște valuri tulburi. "Gheorghiță, tu ce vrei să faci pentru sărbătoarea de Halloween? Ești foarte creativ de obicei. Cred că tu vei lua locul întâi la concursul de lucrări manuale." "Eu vreau să fac o cruce, să lipesc jos niște pietre care să aducă aminte la toți despre Domnul Iisus," spuse foarte liniștit fratele mai mic și căuta în continuare printre frunzele arămii bețișoarele potrivite. "Care cruce, măi, Gheorghiță? Tu știi ce înseamnă Halloween? Schelete, dovleac tăiat în formă înfricoșătoare și costumații care se provoace frică și spaimă. Concursul este pentru originalitate la lucrări cu tematică de magie și spirite, vrăjitorie și blestem. Nu mai spun nimic că și fața trebuie să ne vopsim cu vopsea care să aducă aminte de sânge sau zgârieturi." Gheorghiță ridică ochii și întrebă încetişor: "Paula, de ce trebuie să sărbătorim așa ceva? Este urât și neplăcut. Cum ar putea avea copiii bucurie și pace după o astfel de sărbătoare? Pot să viseze și coșmaruri. Cine a adus acest obicei în țara și școala noastră?" Paula era prea entuziasmată pentru a se gândi la aceste întrebări ale fratelui mai mic. Era hotărâtă să câștige concursul pentru lucrarea pe care o făcea și, dacă va fi cu putință, să câștige și la proba mascării și a machiajului înfiorător. Când au ajuns acasă, era deja întuneric. Au mers la masa de lucru, au pregătit cleiul, foarfeca și mosorul cu ață pentru a-și face lucrările. Paul a adus din bucătărie un dovleac simpatic, pe care a început să-l curețe de semințe. Își aduse sclipici și fel de fel de accesorii pentru a-l ornamenta. Copiii lucrau în liniște, când intră mama în cameră și îi întrebă: "Ce vreți să faceți? Aveți un proiect comun sau fiecare lucrează individual?" "Eu fac singură, că lucrarea lui Gheorghiță nu se încadrează la tematică. Nici nu sunt sigură că va fi acceptat la masa cu lucrări," spuse foarte tăios Paula. "De ce crezi așa?" întrebă mama îngrijorată. "Pentru că fac o cruce," spuse încet frățiorul. "Dar care e tematica lucrărilor?" "Halloween, înfricoșător și întunecos. Asta e tematica," sări cu vorba surioara.
Și tu ce te gândești să confecționezi, Paula? Un dovleac înfricoșător, dar cu sclipici. Apoi vreau să iau perdeaua dumneata cea neagră și să-mi fac un costum strașnic. Să fiu ca o cioară sau ca o vrăjitoare. Bine ar fi dacă aș găsi și o pălărie țuguiată. Eh, aș bate toate recordurile de strășnicie. Fața mea vopsesc cu acuarelă neagră și câteva linii albe peste buze, ca să pară că am gura tăiată. Spuse fetița, într-un entuziasm că uita să respire printre cuvinte. Dacă voi câștiga acest concurs, voi primi 1 kilogram de bomboane. Copii, haideți cu mine la bucătărie să vă arăt ceva. Copiii s-au ridicat și au urmat-o pe mama și la bucătărie pe masă au găsit Biblia deschisă. Copiii se așezară pe scaune și mama le spuse: Copii, noi am fost creați pentru a fi copiii lui Dumnezeu, copiii ai luminii și nu a întunericului. Sărbătoarea Halloween nu promovează binele, pacea, bucuria și lumina, ci frica, întunericul, blestemul și practici demonice. Este foarte periculos să participăm la astfel de evenimente, pentru că prin participarea noastră înseamnă că ne aliniem și facem parte din întuneric. Iată ce spune Biblia la Deuteronom. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor din stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului. Deuteronom 18, de la capitolul 10 la 12. Și apoi, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândițele. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 8 la 11. Cine iubește pe Dumnezeu și cuvântul Lui, trece de la întunericul păcatului în lumina Lui și va cerceta lucrurile, evenimentele și va alege să fie de partea lui Dumnezeu și a luminii. În lumină este bunătate, neprihănire, adevăr. Astfel de sărbători trebuie să promovăm și să organizăm. A participa la sărbătoarea Halloween înseamnă să luăm parte la lucrările întunericului și să fim o urăciune înaintea Domnului. Iar noi nu ne dorim acest lucru. Paula, ai fost atât de entuziasmată cu privire la această sărbare, dar cum te simți când vezi toate acele decorații? Păi, ele sunt făcute pentru a provoca frică și spaimă, adrenalină de la lucruri înfiorătoare, sânge, schelete. Poți să le numești ca fiind parte din lumină și bunătate? Sunt ele de folos inimii și minții noastre? Nu, cu siguranță că nu. Atunci, care va fi răspunsul vostru la serbarea de la școală? Eu deja îl pregătesc. O cruce, crucea Domnului Iisus care izgonește frica. Eu vreau să le spun la toți colegii mei că Domnul Iisus este calea, adevărul și viața care ne aduce lumină în întunericul păcatului și iertare de păcate. Și pentru mine nu contează dacă voi lua vreun loc, spuse hotărât băiețelul. Paula stătea pe gânduri. Ce distracție va omite dacă nu va merge la serbare la fel ca toți? O luptă mare se dădea în inima ei. Lupta pentru lumină și întuneric, în acea inimă micuță care avea de ales între credința ei și părerea colegilor. Mamă, ai vrea să te rogi cu mine să am îndrăzneală? Îmi este așa de greu să nu fiu ca și prietenii mei de la școală. Ei se pregătesc atât de mult și probabil vor râde de mine dacă nu voi face la fel. Înțeleg, draga mea. Dar Dumnezeu ne îmbracă cu putere și ne dă curaj când îi cerem pentru a spune altora adevărul Evangheliei. Și chiar dacă vor râde, nu e nimic rușinos
ci este o onoare pentru a plăti un preț pentru că urmăm pe Domnul Isus. După ce mama și Paula s-au rugat, fetița a găsit soluția pentru lucrarea manuală. A venit la Gheorghiță și i-a spus: ce zici dacă facem lângă cruce și un mormânt gol din caserola rotundă din care am mâncat desert și putem îmbrăca forma cu material gri, iar capacul va fi piatra de la mormântul gol? Am înțeles, strigă băiețelul. Domnul Iisus, prin moartea și învierea sa, a biruit moartea și frica, iar toți cei care cred în el nu mai trăiesc în frică și întuneric, ci în pace și lumină. Dragi prieteni, vă invit să vă abonați la acest canal de YouTube și să explorați cele mai frumoase povești, povestiri și cărți audio bune pentru inima și caracterul vostru. Nu uitați să scrieți în comentarii care este povestea voastră preferată și de unde ne ascultați. Vă îmbrățișez cu drag!